Asociația Sport Club a devenit acționar cu aproape 10% în cadrul societății FCM Bacău S.A., deținută în proporție de 90% de municipalitate. Intrată cu forța în rândul acționarilor, Asociația Sport Club este urmașa fostului club sportiv Mesagerul. În spatele acesteia se află un puternic grup de interese afiliat actualei administrații locale, al cărei principal exponent este Liviu Goian, vicepreședinte al municipalei PNL și patron al televiziunii de casa a primarului. La ultima ședință a Consiliului Local, aleșii au aprobat și darea în folosință și administrare către FCM Bacău S.A. a oborului Șerbănești și a bazarului Milcov. Asociația Sport Club, proaspăt devenit acționar cu 10% în cadrul FCM Bacău S.A., încă nu există. Documentele privind schimbarea numelui din clubul sportiv Mesagerul în Sport Club Bacău s-au împotmolit în instanță, astfel încât consilierii locali au votat la ultima ședință un imens balon de săpun. De data aceasta, acest proiect de hotărâre nu există la mapă această cerere. Eu nu știu cum aparatul de lucru a dus acest proiect de hotărâre astăzi în fața noastră. Pentru noi, pentru un neștiutor, această sport cu Bacău nu există. Mai ales trebuia să veniți cu niște acte, să ne arătați cine este sport cu Bacău. Dacă deține licență, că așa spune aici în expunerea de motive primarul Bacău. Că deține licență. Nu ne-a deținut niciodată. Depuneți actele, să le vadă consilieri. Nu votăm așa o fantomă. Cine e această? Mai ales că domnul Gavrescu mai înainte vine și spune că, de fapt, nici denumirea nu spune cu Bacău, e tot Mesagerul de Bacău. Deci de-aia, faceți-vă temele bine și veniți într-o altă ședință. Corneliu Gavrilescu, consilier juridic în primărie și membru fondator în clubul sportiv Mesagerul, a formulat un amendament cerând consemnarea în proiectul de hotărâre a actualului nume al asociației. Față de această situație, consider că ar fi oportună amendarea proiectului cu actuala denumire, în sensul că asociația se cheamă Asociația Club Sportiv Mesagerul. De cealaltă parte, viceprimarul Dragoș Luchian a apreciat că aleșii locali au aprobat intenția de vânzare a acțiunilor și că nu știe cine se află în spatele viitoarei asociației Sport Club Bacău. Este Asociația Sportivă Mesagerul, o asociație finanțată de către Primăria Municipiului Bacău, cu rezultate destul de bune. Anul acesta a obținut dreptul de participare în Liga 3-a, la campionatele naționale de fotbal. Și pe viitor vom încerca să facem... Nominal, cine este consiliul care conduce această asociație? Dați-mi două, trei nume. Cine sunt domnii angrenați? N-aș putea să vă spun acum. Probabil veți primi și această informație la momentul potrivit. Asociația Sport Club, noul acționar în cadrul societății FCM Bacău S.A., este o construcție realizată în jurul afaceristului de casă al municipalității, Liviu Goian. Acesta este și vicepreședinte al municipalei PNL. În asociație vor mai apărea numele lui Claudiu Năstase, consilier județean PNL, Corneliu Gavrilescu, funcționar cercetat de DNA în cazul de corupție AUR pentru funcționari, precum și cel al lui Ciprian Panaite, managerul echipei de fotbal Sport Club Bacău.